Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am făcut un sondaj, prieteni, ieri, între noi, așa. Cine a avut numai 10 la purtare? Și evident că nu s-a întâmplat. Și atunci următorul pas a fost dacă cine pe intervale... a avut vreun an în care să aibă numai 10 la purtare? Eu. Și a rezultat că ăsta este tocilarul grupului, Luca. Și am avut, până la liceu am avut. Da. În cazul ăsta sunt doi tocilari. Adică, deci tu nu te-ai învățat minte. Cu ce? Nu. După ce ai avut nota scăzută la purtare, ai ținut-o langa. Nu, e organizat rebeliuni în școală. Și, dar... da, eu am avut, not, minimum a fost 8 la mine. Așa? Da. Eu am avut 7. Asta, în momentul ăla am hotărât că Luca este campionul. Eu am avut 8 pentru că... Dar ce-ai făcut de... Eu am avut 8 pentru că m-a deranjat foarte tare în timpul orei de română doamna profesoară de română, căreia noi îi spuneam Moș Crăciun sau Ștefan cel Mare, că semăna cu Ștefan cel Mare. Că și... cu Moș Crăciun. Da. Și mă deranja foarte tare la ora de română că dânsa a predat lecția în timp ce eu citeam o carte, aveam altă treabă. Dar stai puțin, și când se petrece acțiunea? În gimnaziu sau în liceu? 12. Da. 12 sau 11, uite că nu mai țin minte. Nici nu se mai pune. Da. Și a venit și mi-a confiscat cartea. Și m-a supărat și m-au și am smuls cartea din mâini. Durule. Da. Și asta a fost. Nu faceți ca noi, nu faceți niciodată ca noi. A fost un super nesimțit, e posibil. Deci rebeliune ce organizam acolo. Și mă rog, s-a făcut consiliul școlar și așa mai departe. Și în rest erau chestii mărunte. Adică nota 9 la purtare era comun. 10 era raritatea la mine, știi? Când era 10, mai mult lipseam. Nu mă aștept, nu mă așteptam să fi făcut asemenea năpastă. Dar ți-am luat carte și ești morsul din mâine. Am crezut că ai fost ceva mai calume. Nu, păi da, a fost aproape un gest de violență. Cum să spun? Că da, femeia da, și ținut de carte. Înțelegi? Deci când am tras-o era să cadă peste mine. Asta a fost o chestie super neplăcută. Nici eu nu m-am așteptat. Adică am crezut că o să-i dea drumul. Nu, dar ea a ținut și atunci e pe bune. Adică, serios. Da. Eu în clasa nouă am avut belelele, dar adică până atunci în gimnaziu am avut numai 10, bănuiesc că și voi speră, adică și pare că da, că ai zis că de-abia n-a 12 ai luat o raznă. Eu în a nouă am avut atunci că am avut un cumul de fapte. De exemplu, eu când aveam mai mulți colegi care jucau șah și își puneau tablele cu poziția în care au rămas, în pauză, în spatele clasei. Și eu de-abia așteptam cum începea ora, luam o carte cartonată și o aruncam peste tablele. Și ai și bătaie? Nu, dar se enervau profesorii că deranjam ora, că zorneau chestiile alea, știi? Și pentru asta ți-au dat 7? Nu, am avut un cumul de fapte. Păi zi, 2, 3, 4. Am și vorbit în ori, vorbeam și deranjam orele, ceea ce îmi calcă pe urme fiul meu. Acum mă duc periodic la școală, mă cheamă profesorii că fiul meu... Nu ședință, sunt chemat personal. Da, ceea ce e mult mai grav decât ședința e pistol cu apă. Că ăsta deranjează orele, e la fel ca mine, știi? Vorbește, se fâție, face tot felul și exasperează profesorii. Da. Da. În fine, făceam și eu și asta și în anul am descoperit și că se poate chiuli de la școală, ceea ce slavă cerului în ziua de azi nu prea se mai poate. Știi că nu mai poate, ăștia îi oprește paza, trebuie să sun eu. Și de nu se dacă mai... se simte rău sau trebuie să plece că ceva e programat la doctor. Nu, dar nu, copiii din ziua de azi nu mai știu să sară gardul sau? În școala generală cel puțin nu merge. De ce? Gardul prea? Nu, că e pază. La gard, mă, nu se sare gardul. Tu ce crezi că ieșeam pe ușă când chiuleam, mă, pune? În liceu poate să rei gardul. Există metode și pentru săritul gardului, să știi. La mine niciun eu sunt convins că la mine niciun profesor din liceu nu ascultă emisiunea asta. Da, am așa un feeling. Poate 1-2 maxim, dar aia cu gardul, pentru că absențele generează și de nota scăzută la purtare de cele mai multe ori, la noi, la liceu, au uns gardul cu vaselină. Și am fost astă vară... Nu sacrifici un tricou? Băi, nu, e nenorocire, te faci urât. Te faci urât de tot. Evident că s-a întâmplat și asta, nu te faci urât. Ce am fost vara asta la Iași acasă, am stat un pic și vaselina asta ne oprește pe noi. Mă plimbam, m-am dus să mă plimb prin Iași și am trecut pe lângă liceu. Și am intrat, zic, pot să intru să așa? Păi erau în continuare unse porțile și gardurile alea cu vaselină. Vezi, băi, cum, îți dai seama cum eram? Adică imediat când mi-ai zis asta cu vaselină, m-ai stârnit pe loc. Adică dacă eram elev, dacă eram elev și îmi dădeau ăștia cu vaselina pe gard, așa, principala mea preocupare ar fi fost cum să fac să trec peste povestea asta, dai, cu vaselina și să le arăt că nu funcționează. Nu ne-a împiedicat vaselina. Mamă, săracii părinții mei cred că au avut o grămadă de probleme. Da, 0372069599. Întrebarea noastră, prietene sau stimată ascultătoare, ți-a fost căzută nota la purtare?
vreodată mult. Și pentru ce? Pentru ce? Am vrea să știm, să vorbim despre șotile pe care le făceam la școală. Acum le considerăm școlii, șotii. Mie îmi pare rău pentru multe dintre ele, dar vedeți, reflexele de rebeliune au rămas. Cum o să-mi dai mie cu vaselină? Ce crezi că nu mai pot să sar gard dacă îmi dai cu vaselină pe gard? Ia să vezi. Mie nu-mi pare rău. La mine, fiul ăsta mare face tot felul, multe și mărunte. N-a făcut până acum aproape nimic foarte grav. Știi? Major. Bă, da, eu care vă spun, am trecut prin asta, da, că și eu ți-am spus, deranjeam ore și făceam tot felul. Și am zis că n-are cu ce să mă surprindă pe mine, fiul meu, la câte prostii am făcut eu. Ei, cu toate astea mă surprinde și odată și de la mână mi-e foarte greu să gestionez. Adică am încercat în toate felurile, am discutat, l-am pedepsit. Odată la două săptămâni iară. Alo? Mă mai anunță un profesor că a deranjat ora sau mărturisește el, știi? Da. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața, Daniel! Bună dimineața! În clasa 1, în primul trimestru, medii generală 7. Motivul, organizați-mă bătaie între echipii în curtea școlii, să ne-am zicat capul dintre doi tei, am luat o piatră în cap, în fund, la spitalul de copii urgent. Adus de la spitalul de copii, am ridicat sarafanul la o colegă. În clasa 1, zici? În clasa 4, medici. Poftim? În clasa 1 se întâmplă asta? Da. Bă, deci nu-i glumă, vă rog să mă credeți. În clasa 4, media generală 8, la sfârșitul clasei, organizați o excursie la Putna. Un coleg a furat sticla de țuică al tațului din bagaj, am băut-o în 5, s-au dat seama că suntem turtă, că unul s-a uitat după rândunele când sunt serați afară. Deci erați la gimnaziu? În clasa 9, medie generală 7. În prima zi de liceu, directorul îmi spusese mâine vii cu părinții la școală. După care a urmat să spart un geam și rupt o ușă. Dar nu te-ai... În clasa 12, ca să scurtez, vot de blamă, aproape să nu intru în bacalaureat. Mamă, dar nu te-ai plictisită școală? Nu te-ai plictisită școală? Absolut deloc, dar... Cu curiozitate poți să ne spui cu ce te ocupi acum? Ce faci acum? Acum? Da. O să par... Zi. Nu știm. Responsabil cu securitatea, sănătatea, muncă într-o firmă din Iași. Bravo, mulțumim pentru mesaje. Sunt foarte multe. Trebuie să facem o emisiune întreagă cu mesaje de genul ăsta. Mulțumim tare mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.